În urmă cu ceva timp, ministrul Andrei Gere a susținut că termocentralele ar trebui transferate de anul viitor în subordinea administrațiilor locale pe raza cărora funcționează. Acest lucru a fost comunicat și delegației hunedorene prezente la discuții acum 2 săptămâni. Doar că președintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, s-a arătat sceptic în ceea ce privește acest transfer, susținând că este nevoie să discute cu ministrul Gere pentru a afla motivele care au stat la baza luării acestei decizii. Nu cred că asta e soluția. Nu îmi permis să-i dau lecții la public, dar cred că vom avea o discuție și împreună cu mai mulți specialiști și nu numai, cred că trebuie să găsim o altă modalitate prin care aceste termocentrale să poată funcționa. Pentru că, din păcate, în ultimii ani, nu numai câțiva ani, de mulți ani, guvernele centrale, când au avut o problemă într-un domeniu, au transferat problema respectivă la autoritățile locale și după ce a fost transferată, au zis, discutați cu ei de acolo și descurcați-vă. În momentul de față, primăriile se descurcă oricum foarte greu din punct de vedere financiar, iar transferul termocentralelor le-ar putea aduce la sapă de lemn dacă guvernul nu va sprijini niciun fel funcționarea entităților economice. Autoritățile locale nu pot, după în opinia mea, să susțină din bugetele locale funcționarea acestor termocentrale. Totuși sunt obiective mari care trebuie să rămână totuși sub autoritatea guvernului, sau directă sau indirectă. Faptul că transferăm o problemă de la guvern la autoritățile locale în speranța că ea se va rezolva, s-ar putea să nu fie totuși o decizie bună. Dar poate domnul ministru Gerea are o analiză mult mai bună, pe care totuși o să am și o pretenție să fie prezentată ca să fim și noi în cunoștință de cauză. Rămâne de văzut care va fi alegerea finală și ce se va întâmpla cu cele două termocentrale de pe raza județului Hunedoara, respectiv Mintia și Paroșeni.